Doamnelor, domnilor, bun găsit! Suntem în fața unui al doilea, n-aș putea să spun reportaj, unei a doua emisiuni pe care o facem cu tematica Sfântului Părinte Arsenie Boca și vi-l introduc și de această dată pe domnul Bogdan Juncu, martor al personalității și al vieții și al existenței până la urmă Sfântului Părinte Arsenie Boca. Bună ziua, domnule Bogdan! Bună ziua tuturor! Bine ați revenit în studioul nostru. Bine v-am găsit. Prima oară am încercat să facem o mică introducere despre Sfântul Părinte Arsenie Boca și am rămas exact cu mica introducere, pentru că după ce am reurmărit emisiunea pe care am făcut-o cu dumneavoastră, am avut mai multe întrebări decât răspunsuri. Ca să facem așa o scurtă legătură cu ceea ce am discutat data trecută, practic data trecută am vorbit mai puțin despre omul, personalitatea, practic, Părintelui Arsenie Boca și mai degrabă despre felul în care dumneavoastră ați ajuns să-l cunoașteți. Este destul de dificil să facem acum o nouă legătură cu emisiunea trecută, dar eu aș începe cu ceva mai practic. Da. Sunt extrem de multe mărturii de care am amintit și emisiunea trecută, care îl vizează pe Sfântul Părinte Arsenie Boca și din aceste mărturii reies o sumedenie întreagă de trăsături și particularități ale părintelui care nu sunt comune omului obișnuit. Așa. Eu aș veni să vă întreb, aceste particularități, cu ghilimele de rigoare, aceste mărturii nu sunt luate în seamă de ierarhia bisericească actuală a neamului nostru? Domnule profesor, eu vă mulțumesc de întrebare, este minunată. Pe mine mă minunează de-a dreptul. Și nu spun asta așa să mă aflu în treabă. Domnule, un om de asemenea învergură, cum a fost Sfântul Părinte Arsenie Boca, este ceva ciudat ce la înălțimea conducerii bisericii, adică direct la patriarhie mă refer, să nu aibă o atitudine cât se poate de clară referitor la fenomenul prisloc al Sfântului Părinte Arsenie Boca, de fapt. Domnule, dacă acum câțiva ani buni în urmă se înțelegea problema că erau comuniști și așa erau ăștia, fără de Dumnezeu, dar acum cine împiedică, domnule? Pentru că există o lege al bisericii, repet, există o lege al bisericii pe care n-am făcut-o eu, ci cei care conduc biserica, în care singura lege care zice așa și de care se ține cont, ordinul nu mai merge de sus în jos, ci de jos în sus. Adică, din râsul maselor de oameni spre conducerea bisericii, spre patriarhie. Când e vorba de canonizarea unui membru al bisericii, aceasta este o rânduială făcută de biserică, încă o dată spun, de conducerea bisericii. Atâtea mărturii cât există la adresa Sfântului Părinte Arsenie Boca, nu există la niciun sfânt referitor la sfinții noștri, vorbesc români. Nu se cunoaște. Și totuși, patriarhia, deocamdată, nu zice nimic. Este uimitor de-a dreptul. Și este chiar păcat. Asta este convingerea mea și părerea mea, de care nimeni nu poate să mi-o schimbe. Dar s-a luat la un moment dat în discuție canonizarea? Domnule profesor, eu am auzit că da. Eu am fost și la București, am ținut conferință acolo și chiar mi-au spus preoți și protopop de acolo când s-ar fi discutat problema canonizării Sfântului. Ori mi-a spus-o de dragul de a spune și cu asta basta, dar cert este că deocamdată nu se mișcă nimic, nu spune nimic patriarhia. Acum, timpul nu mai poate lucra împotriva Sfântului Părinte, este evident. Așa. Eu cred că mai degrabă ar fi o recunoaștere pentru noi cel care adorăm pe Sfântul Părinte. Sigur că durerea este orice neam, nu vorbesc de neamul românesc, din toate neamurile care există pe pământ, toți și-au respectat oamenii mari ai lor. Ceea ce este uimitor este că neamul ăsta al nostru, Dumnezeu să-l binecuvinteze, parcă nu-și iubesc oamenii mari, domnule, parcă încearcă să-i minimalizeze, aruncând înainte oameni de doi bani. Doamne, iartă-mă! Și ca să mă explic puțin așa, domnule, cum să spun, un om, de exemplu, de anvergura Sfântului Părinte, cum a fost dânsul printre noi, și cum există între noi și acum, chiar dacă fizic noi nu-l vedem, să ții chestia aceasta așa mai în ascuns, sau numai să vorbească lumea, dar tu, conducerea bisericii și patriarhiei, nu iei măsuri. Încă o dată spun, sunt sute de mărturii, poate mii,
Sunt oameni pe care îi cunosc eu personal, de care mă doare când i-auzi spunând că, domne, și eu știu, uite, și am vorbit cu Sfântul Părinte, dar eu nu vorbesc nimic. De ce, mă, omule? Că nu vorbești în numele tău sau de tine. Vorbești despre un om pe care Dumnezeu, de marea milă sa, l-a dat nouă neamului nostru. Dacă nu vorbești despre dânsul, înseamnă că ești complice cu dușmanul. De ce s-a ascuns? Pentru ce? Sau te-ai dus când ai fost într-o viață mizerabilă și ți-e rușine să spui? Ba spune, omule, să ia aminte alții. Cum zicea chiar Sfântul Părinte, și mi-aduc aminte și cu drag spun, zicea tare în Sfânta Biserică de la Drăgănescu, zice, mă, era un preot de aici din împrejurim. Și avea probleme mari cu nevastă, să trec direct în subiect, mă iertați, dar e necesar, cred. Sigur. Și zice, dar nu zicea că e preot. Nu, era asta, aranjat, fără barbă, și Părintele Sfânt avea dânsul, ce avea cu preoții care nu aveau barbă. Și chiar le și spunea, și ce, mă, tu te-ai răspopit, mă? Și apoi trecea la subiect. Ei, părintele acesta de care vă spun, era îmbrăcat ca oricare om, fără barbă, nu zicea că e preot. Problema este că așa m-a adus Dumnezeu, că eram la o jumătate, zic eu, de metru de ei, de cei doi, de Sfântul Părinte și de Părintele de aici, din împrejurim, din Făgăraș, aproape de Făgăraș. Și zice așa, părinte, vreau să vă spun ceva între patru ochi. Și Sfântul îi spune scurt, nu, mă, tare, mă, zice, tare, ce între patru ochi, tare, mă, că uite așa veți învăța unul de la altul, zi, măcar-i baiul. Părintele n-a vrut să zică, nu, ce dacă nu zici drumul, mă, adică să plece, ce să mai stea, ce să plece omul, face sute de kilometri să plece cu problema nerezolvată. Și acum atenție, oameni buni, îi zice preotul acela de pe sate, de aici, din apropierea noastră, zice, părinte, am un necaz mare, care, mă, îl întreabă Sfânt, am pe nevastră mea de care e tare nervos și nu știu ce să mă fac cu ea. Dar Sfântul întreabă, mă, dar nu știi de ce așa? Nu știu, părinte. Mă, dar chiar nu știi, mă? Nu știu, părinte. Ba știi, mă. Măi, oameni buni, ce am auzit atunci în Sfânta Biserică de la Drăgănescu, n-am auzit în viața mea într-o biserică. O zi Sfântul așa. Era arhiplină și biserica și în curtea bisericii. Și măi, oameni buni, eu aș putea să vă vorbesc în limbaj medical, dar nu o să mă înțelegeți toți. De aceea o să vă vorbesc în limbaj popular să mă înțeleagă toată lumea. Și au mai făcut o precizare uimitoare pentru mine, dar cred că nu numai pentru mine. O zis așa, în fața Sfântului Altar. Nu este rușinos să se vorbească despre lucrurile firești oriunde s-ar afla omul. Este rușinos să se facă lucruri împotriva firii. Dar a vorbi despre lucrurile firești se poate vorbi oriunde. Zice, mai adevărat că în lipsa ta, dar cu acordul tău. O venit cineva acasă la voi și i-o legat trompele lui nevastă ca să nu mai facă copii. Așa-i, mă? Domnule, a avut o reacție preotul respectiv de emoțiile, că vă dați seama, eu nu au zis absolut nimic, doar atât că e foarte nervoasă. Și au zis săracul, o cazul grumat așa de gât de cineva, așa-i, părinte, mă, știi tu ce repercursiune are asupra femeii o procedură de acest fel? Dragii mei, ce am auzit atunci de la Sfântul Părinte, o lecție legată și de viața spirituală absolut, dar și de viața psihică a unei femei când decurge la asemenea modalități, n-am auzit în viața mea. Dacă ar fi să vă povestesc atât cât mi s-ar îngădui, cu siguranță trece cu mult peste această emisiune pe care o faceți. Așa că poate altă dată, sigur, dacă considerați de cuvință. Și atunci preotul îi spune, derutat săracul și profund emoționat, că l-a descoperit părintele așa, zice, părinte, și atunci ce m-a învățat să fac? Să o spovedesc, să o împărtășesc? Zice, da, mă, dar nu tu, mă, un altul, mă, să o spovedească și să o împărtășească pe nevastă. Știți? Se spune și pe drept se spune că sunt două modalități în care omul se poate înșela. Una sau unul, primul, să crezi ceea ce nu este adevărat, și a doua, să refuzi să crezi ceea ce este adevărat. Problema este complicată. Dar este cât se poate de adevărat, asta e problema. Dacă tu ca om încerci să faci această, cum să spun, diferență între adevăr și minciună, nici nu ai să poți cu mintea ta de om. Dacă îl invoci pe bunul Dumnezeu
în ajutorul la ceea ce tu vrei să faci, cu siguranță că Dumnezeu te va lumina. Dar să crezi. Ori tocmai aceasta este credința. O puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Că nu înseamnă că dacă nu vezi, nu e așa sau nu e adevărat. Dacă îl bag pe unul într-o cameră de rază rontgen, care nu se văd, ăla zice, nu sunt, nu există, că nu le văd. Și îl țiu acolo într-o o oră sau mai mult. Evident că va simți efectul. Se duce. Vedeți? Pe Dumnezeu să-L vezi este cu neputință, zice chiar Scriptura. Îl simți, îl trăiești, dacă crezi, dacă nu-i problema ta. Într-o zi crezi, nu crezi, vezi tu cât e de adevărat sau cât a fost de adevărat existența sa. Îmi aduc aminte și o spun pe scurt, dar trebuie să o spun. I-am avut un prieten tare bun, apoi a devenit general în armata română și era credincios. Dădea pentru un singur post examen, dar mai dădeau și copii de bani gata, să zic așa, din București, că se afla în București. Și l-am văzut într-o zi mergând la biserică, civil îmbrăcat. Era atunci colonel plin. Și zic, bă, Gicule, dar tu unde mergi? Și îmi spune, ce Bogdan, mă duc la biserică. Și îl întreb, dar tu crezi în Dumnezeu? Și da, cum să nu? Și da, să spun ceva. Am niște colegi acolo la București, care m-au văzut și acolo, că eu merg la biserică, la slujbă. Și câțiva dintre ei chiar mi-au spus, ce pe bă, Gicule, tu crezi în prostii din astea? Răspunsul lui. Și dragii mei, eu cred. Crezând în acest Dumnezeu care voi ziceți că nu există, dar eu zic că există, eu nu pierd nimic. Dar gândiți-vă voi care nu credeți, dar dacă El există, ce vă faceți voi care nu credeți? De atunci nimeni nu i-a mai zis nimic, l-a lăsat în pace. Postul de general, ocupat el, fără pile. Iar dacă vreți așa, pila, i-a fost chiar bunul Dumnezeu. El și-a pierdut tata când era deja în clasa întâia, după câte mi ajută pe mine mintea, acum să spun. Și a trăit numai cu mama, dar era de o inteligență sclipitoare. Evident, sunt cazuri și cazuri. Dragii mei, un lucru de care oamenii în general nu se întreabă niciodată, și dacă trăiesc 120 de ani, nu știu, pune asemenea întrebări, nu știu dacă fac bine sau nu, nu își pune niciodată întrebarea, sau chiar așa se întrebe, Doamne, ce-i mintea, Domnul? Ea există. Unde există? Căutând mult timp, pot să dau, să zicem, o definiție al minții. Zice că mintea este chip suprafrumos al frumuseții necuprinse, al unei cele mai presus de înțelegere și de aceea cu dragoste caută să întoarcă la izvorul ei, Dumnezeu. Mintea este un mare adânc ce caută adâncul dumnezeiesc. Aceasta este mintea. Dar ce-o fi omul? Chiar așa. Nu? Purtătorul minții. Domne, ce sunt eu? Purtătorul minții, așa ar trebui. Unul dintre mari gânditori ai lumii, de fapt mare, a fost om de știință de origine franceză, dar a trăit în America, Alexis Carrel, le dă o definiție omului așa. Eu sunt omul dăslit dintr-o mamă și un tată, sunt un duh învelit în lucă de humă. Nici mama nu știe. Ce tainică norme emitete din carne vremenică îi formă o minune între minuni, ceea ce faci, te face. Acesta este omul. Ăștia suntem. Ce facem? Nu ce zicem. Că de multe ori ce zicem, nu facem. Nu mai zicem. Ce faci? Ăla ești. Dar dacă ce faci și zici, ești om. Dacă faci lucruri de om adevărat. Întorcându-mă la Sfântul Părinte Arsenie Boca, dragii mei, am zis, știu clar, data trecută, că eu așa spun și sunt convins că am dreptate. Domne, unul dintre cei mai mari sfinți pe care a cunoscut, cum să spun eu, istoria creștină sau lumea creștină. Mi-aduc aminte, cred că atunci când s-a împlinit 20 de ani de la trecerea Sfântului acele veșnice, preasfințul Părinte Daniel, spusese public, unde eram zeci de mii de oameni, Domnule, nu exagerez ce am zis acum, zeci de mii de oameni, eu n-am văzut atâta lume în viața mea. Și-o zis așa, că cuviosul Părinte Arsenie Boca nu este unul dintre cei mai mari sfinți români, ci este unul dintre cei mai mari sfinți cunoscut în lumea creștină. Și l-a asemuia cu Moise al Israelului, cu un Sfântul Ioan Botezătorul.
un, cum să spun, un tânăr de 38 de ani din Brașov, avea atunci 38 de ani, tot auzit de Sfântul Părinte Arsene Boca. Și bă, să mă duc și odată la preistorie să vedem ce-o fi acolo. Ce tot zice atâta lume de Părintele Arsene Boca și minuni care se petrec și acolo la mormânt. Și s-a dus. Dom'le, când a ajuns spre seară, acolo a văzut un om cu aprinde trei lumânări. L-a văzut el cu ochii lui, când a aprins trei lumânări. Omul care a aprins lumânările a trecut pe băncuță acolo lângă mormântul Sfântului, există o bancă acolo. Și stătea acolo liniștit. Tânărul de care am spus, se învârtea, se sucea, timpul a trecut, trecuse o oră, două ore, se uite la lumânări. Două dintre ele început să se mistuie destul de bine. Una, parcă atunci o aprinsese. Oi, omule, n-am iluzii optice, eu văd bine ce se întâmplă. Dar ce se întâmplă? Se uita la lumânări, se uita la omul care l-a aprins. Și la un moment dat, omul se zizat, care era pe bancă, care aprinsese lumânările, că se uite mai insistent la el. Zâmbește către el, tânărul prinde curaj și zice, domnule, uite care vreau, nu te supăra, că eu vreau să te întreb ceva. Da, drag, întreabă-mă ce vrei. Zice, domnule, i-am văzut când ai prins astea trei lumânări. Care explicația, domnule, cu uite două, cum s-a mistuit și uite una cum e. Și omul îi zice, dragă, vrei să vezi o minune? Ce minune, domnule, să văd. Și uite, dacă stai cu mine până dimineață la ora 8, eu așa fac în fiecare an, vin la mormântul Sfântului, îi mulțumesc pentru ceea ce m-a ajutat atunci când am avut nevoie și aprind trei lumânări. Lumânarea în care în mintea mea o aprinde în memoria părintelui Sfânt Arsenie nu se mistuie, decât dimineața la ora 8 se ținge singură. Hai, domnule, mă, e cu chestii din asta, ce pot să mă convinc? Domnule, stai cu mine până la 8, stau și să știu că se întâmplă orice. Nu se întâmplă nimic, drag. Le vedea că se întâmplă ce ți-am zis eu. La ora 8 fix lumânarea se astinge, celelalte nici nu mai existau. Lucru care l-a determinat pe om să spună pe tânăr, da, aici nu este mormântat oricine. Există Dumnezeu și există și Sfântul Părinte acolo în mormânt. Și viața lui s-a schimbat în totalitate. Haideți să vă întreb acum, Sfântul Părinte, cum și-a justificat în fața oamenilor existența? Probabil că a vorbit la un moment dat despre scopul venirii lui pe pământ. Domnul profesor, cum să spun, niciunul dintre noi nu venim la voia întâmplării. Fiecare are un rol și un scop în lumea aceasta. Orică o înțelegem, orică nu o înțelegem. Iar Sfântul Părinte, asta este părerea mea, desigur, cred că a avut un scop deosebit lăsat de Bunul Dumnezeu despre care pentru a vorbit neamul nostru și pentru toată lumea, la urmă urmei. Că un Sfânt nu-i numai Sfântul meu, sigur, ci Sfântul tuturor. Iar scopul Sfântului, și cu atât mai mult în perioada respectivă, când a început activitatea de la Mănăstirea Sâmbăta, Mănăstirea Brâncoveanu, acolo s-a început activitatea, sigur că în perioada aceea, la anii respectivi, era lumea așa cum era. Și avea nevoie de un asemenea om. Plin de darul lui Dumnezeu. Un om care, desigur, măi oameni buni, dacă vorbești despre asemenea om, că l-ai întâlnit în viața ta, eu cred și zic cu toate convingerea că e o mare binecuvântare de la Dumnezeu să întâlnești asemenea om. Dar nu te întâlnești cu el că vrei tu, ci pentru că așa orânduiește Dumnezeu din orânduiala sa, nu știm noi de ce sau pentru ce. Că eu consider că n-am fost cu nimic mai bun decât ceilalți care l-au văzut și l-au întâlnit pe Sfântul Părinte. Absolut cu nimic, sau decât cei care nu l-au întâlnit, dar care sunt mai buni decât mine care l-am întâlnit, de exemplu. În structura lor sufletească vorbesc. De aceea cred că acest neam al nostru avea mare nevoie de un asemenea om, de asemenea învergură. Un profesor din orașul Victoria, care fusese inginer cândva înainte de a deveni profesor, avea un pățit un accident grav în fabrică. Mutilat era fața lui,
Am discutat despre cazul acesta data trecută. Da. Bun, e bine că mi-ați spus. Mi-amintesc, pentru că avusese o experiență profesorul respectiv într-un vagon de tren despre care n-a vorbit nimic nimănui. Mulțumesc frumos, e bine că mi-a zis să nu mă repet cu ceea ce am zis. Vedeți? Dar acolo e evident că vorbim despre un sfânt, pentru că un om care este om normal, așa cum îl percepem toți, nu este capabil să vadă dincolo de ceea ce fiecare dintre noi vrem să arătăm. Și iată, domnul acela din Victoria a fost descoperit ca și când ar fi fost cu cartea vieții lui în fața părintelui. Părintele, practic, și-a făcut intrarea în scenă, iarăși, cu ghilimele de rigoare, la începutul anilor 50, sfârșitul anilor 40, începutul anilor 50, atunci când schimbările pentru poporul nostru erau dramatice, tocmai ce fusese comunizată România, comuniștii își făceau de cap în fel și chip în toate părțile. Cum a perceput părintele, practic, acele schimbări și ce atitudine a avut față de autoritățile care, cel puțin la nivel declarativ, s-au pronunțat a fi atee? Eu vă spun ce spunea părintele Sfânt Arsenie Boca, n-a vorbit niciodată rău de conducătorii țării. Fie și comuniști. Fie așa cum a fost și cum știm toți. Niciodată. Dacă vreți, Dumnezeu să mă ierte, iertați-mă, marele învățat al nostru Nicolae Iorga zice așa, acum vreau, nu vreau, îl bag un pic citatul, că mi-a zăscolit mintea. Sigur. Zice că vremurile nu sunt nici rele, nici bune, ci sunt așa cum sunt oamenii. Păi nu oameni buni. Dacă nu ne comportăm ca neoamenii, cum să fie viața noastră, oare? Și un om pe care nu-l are pe Dumnezeu în inima lui, cât de puțin, dar să-l aibă, dacă nu-l are, acel om nu trece decât o viață risipită, prăpădită și fundamental disperată. Ori avându-l pe Dumnezeu, un greunte să ai de credință în inima ta. Nu se poate să fii, cum să spun, rău, dușmănos, să ții dușmănie pe cineva. Nu poți. Nu te lasă acel Dumnezeu pe care îl ai, dacă îl ai în inima ta. Apropo de Sfântul Părinte Arsenie Boca, zicea Sfântul Părinte Arsenie Boca părintelui Petru Vanvulescu odată, după ce ieșise din pușcărie Sfântul. Zice, mă Petre, să știi că pe mine nu m-a durut atât de mult chinul securiștilor, cât m-a durut de mult trădarea fraților în credință. Punct. Cine are minte să ia minte. Aceste vorbe spun multe, fără să mai spun ceva în plus, că nu-i nevoie. Mi-aduc aminte, nu de mult, spunea părintele profesor Tudoran, la Prislop, zice așa, public, credeți dumneavoastră, iubiți credincioși, că dacă părintele Arsenie Boca a avut dușman cât timp a fost în viață, acum nu mai are pe nimeni? Acum mi-amintesc, la un moment dat, discutam la începutul emisiunii, am intrat în posesia unei cărți scrise de episcopul Dacii Felix Daniel, exact. Da. Așa, omul cu haine de in. Părintele Arsenie Boca, da. Așa, și cealaltă parte a cărții, Îngerul cu cădălnița de aur. Da, exact, da. Așa. Și acolo erau niște răspunsuri pentru afirmațiile pe care le-ați făcut acum. Eventual, cine vrea să le citească, cu siguranță că va găsi acele răspunsuri și vis-a-vis de trădarea fraților într-o credință și vis-a-vis de dușmanii lui Arsenie Boca din acest moment. Dar un om ca Arsenie Boca, pentru ce ar putea fi dușmanit? Pentru că spune adevărul? Da! Și din invidie. În acest moment, la 24 de ani, să zic. Să zicem, 24 de ani. Se mai poate pune problema de invidie? Sigur că da. Cum să nu? L-am întrebat pe părintele Bunescu, care l-a ținut în gazdă pe Sfântul Părinte Arsenie Boca 15 ani, cât timp a pictat Sfântul Părinte biserica aceea unică în felul ei, absolut unică în toată lumea ortodoxă. Și ca să mă facă explicit de ce spun așa, mi-aduc aminte că părintele actual, în al preasfințitul Laurențiu Streza, era atunci numai preot, se dusese la dânsul, la Drăgănescu. Și l-a întrebat de ce pictează altfel decât există în legea picturii bizantine. De ce pictează altfel? Răspunsul Sfântului Părinte a fost așa. Mă, eu îi pictez cum mi se arată mie, mă.
și pictat Domnul Iisus Hristos, Măicuța Domnului. Suntem capabili, cel puțin eu sunt capabil să recunosc un chip al Domnului Iisus Hristos pictat de Părintele Arsenie Boca, pentru că e unic. Așa e. E unic, are cu totul altă nuanță decât cel care îl vedem în mod tradițional în bisericile noastre. Așa e. Domnul profesor, am fost invitat acum câtva timp în urmă în Oradea de un grup de preoți care erau foarte bulversați și ei, dar și ceilalți oameni care au fost în sală. Eu nu-i spun numele, nu că nu știu, ci nu vreau să-l pomenesc, pe acel care a făcut o afirmație, dar culmea, are doctoratul în teologie, domnule. Rămâi perplex. Și au zis așa, public, Părintele Arsenie Boca a fost un eretic, Părintele Ilie Cleopa a fost un mincinos și Părintele Ioan Cheie Bălan a fost un nebun. Domnule, cum să spun, nu vrea să cred ce am auzit. Și chiar i-am spus preotului, domnule, dar dumneavoastră n-ați avut nicio atitudine, niciun din dumneavoastră? Cum se permiteți așa ceva? Omul acesta care a zis-o, ori a zis din neștiință, se poate, și-a luat gura pe dinainte, ori a spus că a fost plătit să spună așa ceva, e posibil și aceasta. Eu nu spun că nu, și nici nu te găduiesc. Ar mai fi și alte posibilități. Sigur probabil. Că da. Și atunci am zis ceva public, când am început conferința, am și zis-o, măi oameni buni, eu nu dau citatul din capul meu, eu vă dau citatul ce a zis mare filozof român, Petre Țuțea. Păi domnule, dacă îl faci pe Sfântul Părinte Arsenie Boca, bine, astăzi cuvintele mele, nu al lui Petre Țuțea. Sigur. Îl faci eretic, pe Părintele Ilie Cleopa îl faci mincinos și pe Părintele Ioachim Bălan îl faci nebun, te crezi un geniu. Cu siguranță. Numai uită ceea ce dânsul acest teolog ce-o fi, are doctoratul luat, încă o dată spun teologie. Uită un lucru foarte important. Spunea marele filozof român Petre Țuțea așa, citesc din memorie, că cel mai mare geniu înaintea lui Dumnezeu îi văd primar cu idiotul. Punct. Domnule, niciun sfânt n-a spus vreodată că e un geniu. Ba a spus că sunt păcătos. Ba cel mai mare păcătos. Să ai curaj să faci asemenea afirmații public, domnule, public, culmea. Trebuie să fii rău de tot un scupluta. Până la urmă, fiecare este responsabil pentru ceea ce zice. Nu, dau citat de Scriptură, completez ce am zis. Sigur. Zice așa versetul. Prin cuvintele tale vei fi scos fără vină sau prin cuvintele tale vei fi scos vinovat. Fiecare răspunde de ceea ce vorbește și ceea ce face. Numai că e dureros, asta e problema. Dacă tu de neamul, același neam, de aceeași credință vorbești așa ceva, este înfricoșător. Știți ceva? Ultima armă al diavolului, dacă a văzut că nu se poate distruge biserica noastră ortodoxă, a noastră, tuturor țărilor care sunt ortodoxe, zic așa, nu mai încearcă să distrugă biserica pe din afară, că nu poate, au văzut că nu reușește. Și atunci încearcă să o distrugă din interiorul ei, punând acolo preoți, ierarhi. Am înțeles. Suntem, după cum v-am spus și emisiunea trecută, suntem la sfârșitul emisiunii, pentru că în preajma dumneavoastră, cum să zic, trec clipele ca și când n-ar fi. Momentele în care Părintele Arsenie Boca a fost printre noi au fost momente de cumpănă pentru națiunea română. Astăzi, ce anume ne-ar mai putea învăța, pentru că Părintele nu mai e cu noi. Și astăzi, după părerea mea, suntem tot așa în momente de cumpănă. Așa. Da, dar nu numai noi suntem momente de cumpănă. Toată lumea Omenirea. Este de mare cumpănă. Numai de cumpănă. De mare cumpănă. Cine ne învață? Cine ne ferește? Eu vă spun ce, trei lucruri. Una, creștinismul, musai să fii creștin, altfel te pierzi, domnule. Musai să crezi în Dumnezeu. Și zice așa, creștinismul înseamnă dragoste, creștinismul înseamnă și durere, creștinismul înseamnă dragoste izvorâtă din durere. Așa să fim. Să plângi cu cei ce plâng, să te bucuri cu cei ce se bucură, să fii om, e cel mai important lucru care mai poate să existe. Deci Dumnezeu cel Sfânt și Bun, oamenii au făcut pe toți, numai că noi ne-am transformat. Numai că ne-am schimbat. Din oameni în neoameni. Zice că soarele răsare roșu și el tot roșu apune. Omul bun în zile bune, e tot bun ca în zile bune. Domnule, pentru un om bun nu există zile rele, domnule. El rămâne în structura lui bun. Că l-are pe Dumnezeu care este bun.
și care este iubire. Asta e foarte bine spus. Eu, domnule Bogdan, vă mulțumesc și vă promit că mai facem emisiuni. Cu drag, atunci când va fi posibilitatea să facă. Țineți minte data viitoare că trebuie să vorbim despre popasul Sfântului Părinte la sâmbătă la Drăgănescu. Așa e. La București. Așa. Și obligatoriu trebuie să vorbim de fenomenul prislop. Domnul profesor, cu tot dragul, dar vreau să fac, să spun la încheiere, cred că nu mai este timp, dar asta, da, să mi se permită să o spun. Sigur. Am văzut la emisiune la televizor mai zile trecute, mi se pare România TV sau Național TV, nu mai știu care, o emisiune dedicată Sfântului Părinte Arsenie Boca. Emisiunea a fost foarte bună, minunată. Un lucru care s-a strecurat, o mare minciună, și acum precizez, minciună, cred că realizatorii emisiunii nu avea de unde să știe. Dar spun acum, clar, să audă toată lumea, tot poporul. Nu există, cum să spun, vocea Sfântului Părinte Arsenie Boca înregistrată nicăieri. Acolo s-a dat un mic paragraf, vocea chipului al Sfântului Părinte, cu ceea ce au zis, cuvintele sunt bune, sunt sănătoase, dar vocea nici pe departe n-a fost adânsului. Păi, de unde aveți certitudinea aceasta la, și să încheie? Și de la Preasfințitul Părinte Daniel. Eu l-am întrebat personal, unde există înregistrat glasul Părintelui Arsenie și Preasfințitul Părinte... Eu răspund de ceea ce vorbesc. O spus clar, nicăieri. Ceea ce pun de vă, cred că e o pierdere totuși pentru noi. Da, sigur, dar mă rog, pe timpul acelea... Sigur. Încă o dată vă mulțumesc. Cu tot dragul, Dumnezeu să ne binecuvinteze tot neamul și pe noi și pe dumneavoastră, în primul rând, că faceți asemenea emisiuni pentru cel care vorbește, ăsta care vă vorbește, și pentru tuturor care ascultă. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cu pace, cu bucurie și cu mântuirea sufletului. Și pe dumneavoastră la fel. Doamne ajută. Doamnelor, domnilor, Doamne ajută, până emisiunea viitoare avem timp să ne gândim. Numai bine.